În seara tuturor sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion pentru februarie 2020. Dacă mai zic 19, îmi cer scuze. Am început cu zodiile de foc, continui cu zodiile de apă și probabil că mâine aerul și pământul. Nu știu în ce ordine, în ordinea în care o să simt eu nevoia. Și asta e, fac în altă ordine decât în cea în care v-ați obișnuit unii dintre voi, că nu există reguli în acest domeniu. Am amestecat cărțile și am râs. Am râs când am văzut ce ați primit. Din seria Spiritul Animalilor, ați primit ca și ghidaj scorpionul. Aici simbolizat de semn de foc. Dar e ok, pentru că voi sunteți guvernați de Marte și probabil că trebuie să exprimați Martele și nu Pluto. Martele acum este în Săgetător, dar să vă zic că, de fapt, din punct de vedere vedic, încă este în zodia Scorpionului. Cândva o să vă povestesc și lucrurile astea, mai complicate, mai ciudate. Cred că da, unii dintre voi, dintre noi, trebuie să exprimăm acest foc. Dar cu mare grijă, cu mare precauție. Posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face ori cu un alt semn de apă, că văd aici cel puțin două cărți de apă, și între ele, un semn de aer care în acest context mie îmi spune că reprezintă comunicare. Asta înseamnă libelula, înseamnă comunicare. Dar pentru că această carte. Interesant. Dar pentru că această carte este a 10-a din seria cărților de aer, pot să o asociez uneori, acum, de exemplu, cu 10 de spade. Pentru că libelula de multe ori este drăguță, este simpatică, dar uneori poate să inducă în eroare și din cauza că induce în eroare, din cauza că pare, nu știu cât este, pare mai ușuratică, aduce dezamăgiri, creează suferințe în mintea și în sufletul unora cu care are de face. Asta pentru că am zis este a 10-a din seria cărților de aer și o asociez cu 10 de spade. Niște trădări. Ori, într-o relație cu un alt semn de apă, pentru că aveți și stea de mare și lebăda. Probabil că acest semn de. Și aici sunteți voi, trebuie să vă ridicați. Iar mi se pare semn de foc, nu știu, mie mi se pare că e o chestiune foarte marțiană, cobra. Și chiar potrivită pentru scorpion, care și el stă și atacă. Ideea este să nu vă atacați pe voi, ideea este să nu vă otrăviți emoțional și chiar spiritual. Interesant cum vine mesajul. Spiritual, pentru că focul este și un simbol spiritual. Din cauza că stați în niște energii negative, poate regretați prea mult niște situații, poate cineva trădat va crea niște stări negative și stați prea mult în ele. Și atunci ideea este să creșteți spiritual. Mă, ce cărți puternice! Să vă ridicați deasupra situației aceasta complicată și să învățați să luminați, să învățați să radiați lumină. Dar pentru asta trebuie să. Exact lumina asta, da? Licuriciu mi-aduce aminte de această lumină, peste care sau deasupra căreia trebuie să se ridice vulturul. De fapt, nu e vulturul, e ce este acvila.
Toate sunt și acvila și scorpionul și chiar și cobra, că e și simbol falic, e și de foc, e și spiritual, că e un profesor, cobra. O, fi o lecție. Câte idei vin acum? E o lecție peste care trebuie să vă, sau peste care trebuie să treceți înțelept. Nu să treceți peste lecție, să o învățați și să treceți, să o asimilați. Ah, mulțumesc. Să o asimilați ca mai încolo să o împărtășiți și altora. Și pentru asta trebuie să aveți grijă că acest foc, această otravă, să nu o aruncați asupra voastră. Aruncați undeva toată acea durere, tot acel foc. Cum zice românul? Am un foc la suflet, da? Eliberați-vă, eliberați-vă, pentru că vorbesc de eliberare, pentru că eliberare înseamnă schimbare, de fapt, da? Și aveți aici o stea de mare, are 5 picioare și eu în acest moment mă gândesc la o schimbare emoțională. După sau într-o situație în care ați fost trădați. Probabil că persoana, semn de apă, are și niște aspecte în semn de aer și ceva nu se potrivește. Poate are și niște planete în semn de foc și a creat niște quadraturi, niște divergențe. În fine, deci aveți semn de foc, semn de aer și semn de apă. Eu simt că acest suflet, într-adevăr, semăna cu un suflet geamă. Dar să nu confundăm reflexia cu imaginea adevărată. Eu cred că undeva voi i-ați confundat și ați crezut că e flacăra voastră geamănă, că e sufletul vostru pereche, doar pentru că ați găsit niște, ați simțit, vi s-a părut, că de fapt asta e în apă, în oglindă. Noi vedem ce, nu vedem real, adică realitatea suntem noi, da? Noi vedem o iluzie. Eu cred că v-ați păcălit în privința acestei relații, care o fi fost ea, cu semn de apă, cu semn de aer, cu semn de foc, variază de la persoană la persoană. Și ceea ce ați crezut că e sufletul vostru perechi este doar o persoană trecătoare, da? O persoană care vine, da, așa cum plutește lebăda, și pleacă. Este similar cu cavalerul, da? Dar altfel. Nu știu cum vor arăta cărțile, dar deocamdată așa simt să citesc aceste mesaje. Trebuie să învățați. Pe viitor să așteptați. Și am zis că trebuie să vă ridicați până la acest rege de aer, până la înălțimea acvilei. Să atingeți cerul și chiar să treceți mai departe. Nu cu aroganță vă ridicați, cu înțelepciune, cu curaj și cu demnitate. Vom vedea ce cărți mai apar și cum aș putea să le mai asociez, dar mi s-a părut foarte interesant că a apărut chiar scorpionul. Deci chiar de voi este vorba. Ce aveți? Soare, lună, Venus, nodul nord, ascendentul. Eventual, s-ar putea să le citești și astfel la sfârșit. La capătul setului de cărți aveți 10 de monede. O, regina de bâte. E o situație, poate un semn de pământ, un semn de foc, iar. O persoană foarte pasională, poate cu niște calități magice ieșite din comun. Undeva într-o
În familia voastră. Zece de monede înseamnă familia voastră. Posibil, unii dintre voi trebuie să o blocați, să vă ridicați deasupra acestei lecții, pentru că ați avut mari dureri, mari dezamăgiri. Trei de spade. Ia uite, o chestiune foarte toxică. Da, asta e un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea. Dacă nu rezonați, ascultați în continuare. Probabil că acest mesaj nu e pentru voi. Cineva a fost căsătorit cu o persoană în semn de foc, da? Foarte, nu degeaba a apărut scorpionul semn de foc. Foarte toxică, da? Capricornul, trei de spade și trebuie să blocați această persoană. Și cum am zis mai devreme, să vă ridicați, să învățați lecția, că am vorbit de cobră, să învățați lecția și să vă ridicați deasupra situației. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent în scorpion. Ia uite, iar semn de aer sau 10 de spade, încheiați un ciclu de mari trădări, iar cavalerul de cupe pentru unii dintre voi, dar vă regăsiți puterea. Vă temperați natura, dominați această tendință de a vă otrăvi și de a-i otrăvi și pe ei, da? Într-un, de a vă răzbuna. Orice scorpion are dorința asta, măcar din când în când. Haideți să fim serioși. Așa, ca între scorpioane. Și magicianul, pentru unii poate să fie un geamăn, pentru altul. Dar aveți 9 de cupe la acest geamăn, poate aveți bucurii. Sau pur și simplu vreți să manifestați după acest ciclu de trădări, vreți să manifestați împlinirea dorințelor voastre și sunteți dispuși să luptați cu ultimile resurse, cu ultima bâtă, pasiune pe care o mai aveți. Flacăra, să zicem. Dar aveți mai mult decât ultima. Scorpion. Soare, lună, Venus, ascendent în scorpion. Ia, ce frumos! Alt mesaj pentru altcineva, alt scorpion. O nouă cupă, o nouă dragoste cu o persoană foarte pasională. Poate sunteți voi. Poate sunteți voi, da? Așa. O nouă cupă, vreți să o luați de la zero, da? Să riscați. În primul rând, să vă iubiți pe voi înșivă. Ah, ce frumos! Mai! Poate aveți un semn de pământ în preajmă sau o persoană foarte importantă. Că e bărbat, că e femeie, variază. Rege de monede. Cu o poziție socială, profesională foarte bună. Cu care poate, ori ei, ori voi, v-ați dori o nouă relație. Aveți doi ași aici. Scurt mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Vom vedea cum se arată și cărțile. Dacă aceste mici mesaje vin cu detalii în povestea generală, ok, dar nu e obligatoriu. Scorpion. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, februarie 2019. Am zis că anul ăsta, luna asta fac altfel. Trei cărți. Ia uite, iar a apărut diavolul. Mami, mai trei de spade. Și patru de monede. Pentru unii poate să fie semn de aer, pentru alții poate să fie semn de foc. Nu, de foc. O fi chiar de foc, că nu degeaba e fizicând. Vreau să zic semn de monede, dar mai iese altceva din greșeală, din oboseală. În fine. În prezent, regina de monede. E fain. 9 de cupe. Ce mai? 9 de spade. Și cavalerul de bâte. De ce fi zis 9 de cupe? O fi semn de apă. Iar regele de spade despre care am vorbit la Avila. Justiția. Wow, ce cărți! Și 9 de monede.
Multe mesaje, să văd dacă pot să le transmit pe toate. La capătul setului de cărți, lăsați ce nu v-a prit diavolul, inima aceasta frântă, bolile, tot le lăsați și mergeți către soare, către o persoană care vă bucură, vă aduce, ia uite, posibil semn de foc, semn de, sau cu planete, în semnul leului. Eventual săgetător, că e și cal. Mergeți către cineva care are planete în semn de foc, asta e clar. În acest context, cred că este și o decizie, o decizie. O, eventual vă separați de un semn de apă care va crea probleme și mergeți către un semn de foc. Sau încercați să vă echilibrați mental și emoțional fricile și grijile ca să puteți manifesta această dragoste. În acest context nu mai citesc un bărbat, nu mai citesc un rege, citesc o dragoste adevărată și profundă. Vreți să manifestați această dragoste cu cineva, bănuiesc cu această persoană și pentru asta trebuie să luați niște decizii, să vă separați de cineva, eventual să vă separați de frici, frici emoționale, eventual blocaje mentale ca să puteți iniția această relație sau nou început, într-o direcție, poate să fie și proiect dacă nu este relație, da? Poate să fie și un copil pentru unii dintre voi. Nu știu, sper că sunt clară cât de cât. Ha. Wow! Normal să apară așa ceva. Era normal. Puf! Uf, mai. Înregistrează înregistrarea, da? Pentru unii săraci capricorni sunt asociați cu acest urât de aici din carte, dar nu toți capricornii sunt așa, vă asigur. Mai este să nu uităm și latura scorpionului sau a lui Pluto, nu neapărat a scorpionului, într-o hartă astrologică, când vedem un Pluto în conjuncție cu altă planetă, se creează obsesii. Obsesii care în timp duc la atașamente, la dureri, la dezamăgiri. Da? Probabil că ați avut o conjuncție cu Pluto pe acolo. În fine. Mai. De ce în trecut? Cum fi fost cu cineva? Mamă, ce fioră. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ sau semn de aer. E posibil pentru unii. Dar ce vreau să spun? Poate sunt aspecte progresive, în tranzit. Da, deci nu, v-aș ruga să nu vă fixați pe zodii. Oricum, e clar că în trecut ați avut o durere mare din cauza unor atașamente, a unei relații toxice, a unui personaj, cred că bărbat, dar nu e obligatoriu, poate să fie și femeie, evident, a unui personaj care n-a vrut să-și deschidă inima, n-a vrut să se deschidă emoțional în fața voastră. Eventual, pentru unii, poate prea tradițional, unora dintre scorpion le place să comunice emoțional foarte profund. Majoritatea scorpionilor asta caută, da? Știm cu toții că avem nevoie de conexiuni emoționale și mentale și de toate felurile foarte profunde. Persoana respectivă n-a putut să vă ofere aceste lucruri. Din cauză că se gândea prea mult la bani, avea inima blocată. Și la tradiții. Probabil că a fost crescută într-o familie foarte conservatoare sau foarte concentrată pe latura financiară, pe stabilitatea socială. E mic cumpărat pentru mine acest patru de monede. Stă pe un tron, da? Se gândește la bani. Și nu poate să mai gândească, să mai facă și altceva. Cum să vă țină în brațe când are doar moneda în brațe? Cum? Probabil erau atașamentele pentru bani ale acestei persoane sau pentru statut, pentru că e casa 10 a Capricornului, statut social, profesional, că am văzut mai devreme și regele de monede, dar era un context mai bun totuși. În fine, sunt multe variante.
și ați fost dezamăgiți. Este o frică, este egoul. Am vorbit și la RAC despre ego. Poate are legătură și cu asta, în fine. În trecut. În prezent. Încă mai suferiți. Dacă un semn de aer va dezamăgi, cred că unul pe altul v-ați dezamăgi și amândoi suferiți, că nimeni nu pleacă dintr-o relație chiar așa de ușor. Da. Hai să fim serioși. Măcar că suferă din orgoliu, dacă nu suferă din dragoste sau din ca conștientizat ce a greșit. Posibil acest semn de aer în continuare suferă pentru situația respectivă despre care am vorbit, își face griji, eventual ori așteaptă justiție, ori așteaptă echilibru, ori se gândește la o separare în justiție. Voi sau ei? Sau voi în relație cu acest semn de aer? Pentru unii. În prezent. Regina de monede poate să însemne într-adevăr un semn de pământ. Îl aveți aici. Aha, ia stați un pic. Da. Deci după dezamăgirea aceasta, mare, patru de monede, mai vine și cu un alt mesaj. Probabil, dacă vă gândiți la o separare, la un divorț, unii dintre voi, trebuie să puneți, ați înțeles că trebuie să puneți, să faceți economie. Vi s-au stricat un pic resursele financiare din cauza acestui divorț în curs sau un plan sau ce mai fi el. Așa, pentru unii, nu pentru toată lumea și trebuie să aveți grijă la finanțe. Să vă țineți un pic banii la ciorap. Să nu cheltuiți aiurea. În prezent, există o regină de monede. Regina e o vibrație bună, dar avem totuși este sub acest capricorn. Pentru unii poate să fie soția, da, de care încercați să vă despărțiți, pentru că este regele de spade, da? Soția sau soțul de care încercați să vă despărțiți. Posibil să fie el semn de aer, dar să fi manifestat o latură negativă, foarte pragmatică a lor, așa, dar în acest context îl văd și pe regele de spade, fiind un avocat, da? Și tăiați această legătură. Asta pentru că avem Capricorn și aici și aici, da? Și pentru că sunt una sub cealaltă. Dar eu zic că mai există și alte mesaje. Evident că întotdeauna sunt mai multe variante. Regina de monede îmi sugerează că în prezent vă concentrați pe creativitate, pe creșterea voastră financiară de la 4, visați această poziție. Poate totuși e cineva în viața voastră sau cu care comunicați, cu care, nu știu, e în prezent, într-un fel sau altul, această persoană creativă, are și o latură frumoasă aceasta, chiar foarte frumoasă, stabilă, foarte blândă, foarte generoasă, fertilă, adică din orice face, atrage abundență, nu musai că face bani. Evident că o regină de monede poate să facă bani și din prăjituri, dacă vrea. Mai ales că prăjiturile țin de latura aceasta materială. Ideea este că e genul de persoană, femeie sau bărbat, care poate să facă bani din piatră seacă, da? Este extrem de creativă și atrage abundență. Ori aveți pe cineva în preajmă la care vă gândiți, care vă inspiră, asta pentru că am văzut la un moment dat, da, în cărțile acestea, un licurici. Există cineva care vă inspiră, într-un fel sau altul, cât de puțin. Sau, pur și simplu, vă doriți voi și vă concentrați cum să manifestați, că am văzut magicianul, cum să manifestați această energie. Poate că uneori vă faceți griji pentru situația prin care ați trecut, aici puteți să fiți și voi, da, evident. Nouă de spade vă poate reprezenta și pe voi. Vă faceți griji. Cum o să fac bani? Cum o să mă reechilibrez? Și totuși eu zic că
Vă regăsiți acest Marte, da? Cavalerul de bâte. Vă regăsiți pasiunea, dorința de a explora viața, de a vă bucura de viață, chiar dacă ați trecut prin probleme. Cavalerul de bâte asta înseamnă și chef de viață. Eventual, mi se pare că plutește undeva asta pentru că a apărut și cartea romanței. Aveți o romanță. A vrut de două ori. Am vrut să o pus la loc, să am pus-o la loc. Pentru că a mai apărut cu încă vreo două cărți și a vrut să se arate iar. Plutește în aer această romanță. S-ar putea să fiți voi aici pasionați și să fie ei aici regina de monede. Pentru unii dintre voi. Și să vă faceți grijă unul pentru celălalt. Cum să vă întâlniți eventual nevoile. Cum să vă apreciați, că vorbim de valoare, cum să vă exprimați pasiunea, eventual dorința. Dacă nu sunteți voi, poate e cineva care totuși vă dorește, vă vede valoarea, chiar dacă voi ați trecut prin probleme. Sunt multe mesaje, sper că le separați, chiar dacă eu nu mai pun virgulă între ele. Dacă sunteți femeie, poate sunteți voi aici și este cineva în preajma voastră, care ar dori să vină înspre voi, să vă cunoască, să vă exploreze, să călătorească chiar și peste hotare dacă este necesar. E un cavaler care vine către o regină, da? Dar într-un fel, dacă sunteți voi, s-ar putea să nu le dați prea multă atenție, sunteți destul, nu sunteți chiar cu fața către el. În fine. Dar lucrurile se pot schimba în timp. E o energie a prezentului. Am zis că poate să fie și, dacă e vorba de bani, să fie dorința voastră de echilibru, de stabilitate, că regina de monede e stabilă, de creativitate. Dacă sunteți bărbat, poate sunteți voi acest cavaler de bâte, am zis că reprezintă pe Marte. Și vreți să săriți, nu știu cum așa simt, să săriți peste aceste griji, peste acest pat în care stați singuri, plin de gânduri, vreți să săriți direct în brațele acestei regine. Care o fie, nu contează, poate are planete în semn de pământ, da? Dacă voi sunteți aici bărbați. Din punct de vedere intim, să zic. Din punct de vedere financiar, vă doriți această poziție, da? De echilibru financiar. Vă mai faceți griji, dar aveți puterea, încrederea că puteți ajunge. Vă puteți reface viața, cu alte cuvinte, da? În viitor, adică spre sfârșitul lui februarie, există două cărți care vorbesc despre un divorț. Și a treia, despre independență financiară, da? A treia reprezintă o persoană, este Venus. Posibil în momentul în care divorțați unii dintre voi, vă dați seama ce bine ați făcut. Vă simțiți bine și începeți să atrageți abundența. Aha, e un secret aici, interesant cum vine mesajul. Dacă la un moment dat ați simțit niște probleme financiare, da? Cum am zis mai devreme, 4 de monede. În prezent vă doriți echilibru, vă doriți o soție sau un soț cu care puteți să vă simțiți bine, fericiți. Da? Asta poate să fie și dorința, o soție faină sau un soț fain. În cazul în care, într-adevăr, se face demersul către separare și chiar se întâmplă, vă simțiți bine în pielea voastră. Și în momentul în care te simți bine, atragi și abundența, atragi bani. Vin oameni care vă ajută, proiecte care vă susțin, prieteni, situații, da? Comunicare, inspirație, cum am zis și mai devreme, e aici iar un uliu, inspirație, comunicați, vă simțiți bine în pielea voastră. Dar pentru asta trebuie să fiți un pic mai reci, să vă ridicați la nivelul acesta. Da? De vulturi.
Semn de aer, da? Interesant, am zis. Este regele de aer și regele de spade. Trebuie să vă ridicați până aici. Cofilul, semn de aer, trece și peste asta, pentru că am zis o carte, nu reprezintă musai o persoană, e o energie și atunci energia se manifestă și în viața lor și în viața voastră. Dacă ei sunt semn de aer, ok, poate își doresc să se echilibreze, dar singurul lucru în care văd că trebuie să echilibrați această situație este să se facă justiție într-un fel sau altul. Dacă există totuși un personaj care nu s-a deschis emoțional, pentru că pot să-l văd regele de spade și în această poziție, da? O persoană care nu se deschide emoțional și care își face griji în prezent, eventual, pentru voi, ar dori să vină înspre voi, dar nu prea îi băgați în seamă, în cazul în care voi sunteți aici. Mai sper că nu vă pierdeți câte variante vă dau. Așa, dacă este această persoană destul de rece, care nu se exprimă, evident, ce să caute lângă un scorpion o asemenea persoană? Orice ați avea, soare sau lună, na, eu am lună, voi aveți soare, altul are ascendent, altul are Venus. Noi nu avem nevoie de asemenea răcituri, da? Emoționale vorbesc. Ei, vă separați, vă echilibrați viața, vă vedeți de bucuriile voastre, de orice. Așa simt să citesc, așa vă zic. Asta pentru că undeva plutește în aer romanța. Au vrut să se arate încă niște cărți. Consiliere. Consiliere care mă duce cu gândul la această separare. Aveți nevoie de un avocat, o avocată care vă ajută, vă consiliază, da? În privința finanțelor eventual sau cum să vă separați de niște chestii. Dacă aveți într-adevăr, ați trecut printr-o chestie extrem de toxică, este foarte posibil să fie și o chestie foarte, cum am zis, ține și de magie, consiliați-vă și cu îngerii voștri. Vorbiți cu îngerii voștri, asta înseamnă talk to your angels, pentru cei care nu știu engleză, da? Și lăsați let go. Asta e similară, este cartea Scorpionului, casa 8-a, lăsați să se ducă. Pe apa sâmbetii, ce a fost, a fost. Faceți afirmații, dezlegări în acelea frumoase pe hârtie. Da? Intrați în natură, da? Regina de monede înseamnă și conectarea la natură, la natura voastră frumoasă. Am zis la creativitate. Vă regăsiți creativitatea în natură, cu oameni care iubesc natura, care iubesc energia frumoasă, pozitivă. Eventual, practicați un hobby. Regăsiți-vă pasiunea, ca asta înseamnă să vă regăsiți pasiunea cavalerul de bâte. Într-o nouă direcție, da? Care vă poate aduce această stare de confort cu voi înșivă. Da, sunteți independenți. Ce fain! Sunteți singuri. Ce fain! Care e problema? Pot să fiu fericit, fericită și singur. Și uneori e bine să stai o perioadă singură, mai ales după această separare. Stați o perioadă singuri și regăsiți-vă pasiunea, practicați, nu știu, un hobby care să vă ridice vibrația. Vorbiți cu îngerii voștri, lăsați în urmă ce a fost. Pentru că în spate vă așteaptă un vis care trebuie materializat. Acest noroc așa-l văd. Un vis care trebuie materializat. Este o romanță. Dacă sunteți totuși în preajma cuiva, vă doriți acest. V-am zis, există și varianta asta, în prezent. Că sunteți voi acest cavaler, că sunteți voi regina și cavalerul e în preajma voastră, există niște griji. Probabil că amândoi ați trecut prin niște probleme și nu puteți manifesta această romanță. Dar cu răbdare, cu răbdare, eventual cu un pic de tactică, cu discuții sincere, cu echilibru și cu 9 de monede. O vibrație venusiană. Iar comunicare. Comunicare frumoasă despre lucruri care vă pasionează și vă aduc împreună. Puteți manifesta această prietenie. 25 poate să spună ceva cuiva. Prietenie, romanță, da? Că tot zice romanță.
Poate să fie o prietenie care se poate transforma în romanță. Și cartea spune: copleșiți pe cei pe care îi iubiți cu atenție și afecțiune. Dacă sunteți răniți, lăsați rănile, manifestați această pasiune, da? Manifestați creativitate, blândețe, generozitate. Și uite așa, vă echilibrați viața și vă bucurați de o prietenie, o companie, da? Acest vultur. E interesant, acest vultur. De compania unei persoane înțelepte, unei persoane care vă inspiră. Că sunteți voi aici, că sunt ei, variază de la situație la situație. Dar eu zic că unii dintre voi vă separați de cineva. Și am zis, mergeți către soare. Da? Ia uite. Către bucurie, către trezire, către pasiune, dacă cavalerul merge către regină. Uitați-vă în jurul vostru, dragostea este peste tot. Numărul 16 poate vă spune ceva. Învârtiți-vă, dansați, mișcați-vă. Dragostea este peste tot, tot timpul. Doar trebuie să conștientizați acest adevăr. Deci n-are rost să stați prea mult în grijile acestea, în nouă de spade. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de creativitate, de sexualitate pentru unii, na, că e scorpion, n-ai cum să nu vorbești despre așa ceva. Două, sexualitate sănătoasă, creativă, da? Plină de pasiune, care vă trezește, iar soarele vă trezește spiritual. Nu vă trage în jos, că sunt două direcții, da? Când Kundalini rămâne la nivelul primei și a doua chakre, devine obsesie sexuală și când Kundalini crește, se ridică până la a șaptea, devine trezire spirituală. În fine. Cam acesta ar fi mesajul pentru Scorpion, pentru februarie, martie, se poate manifesta și în martie. Îmi spuneți, mă țineți la curent. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vă pup, numai bine!